Am intrat în Europeană, nu? Ce frumos! Ah, okay. Da, am intrat. Nu? Cum, cum s-a dus fraierul ăla de Băsescu să scoată de la, la 12 noaptea de la bancomat euro? Mai țineți minte? Când am. Când. când pozele. Nu mai știu, e, mai când vorba Sinistru individ. da. Sinistru personaj, da. Da? După ce am intrat în NATO. Oameni buni. Voi știți în acest moment câte baze militare are NATO în România? Nu. Nu. Câte are? Nu știu. A, trebuie să știm asta, e ideea. Păi nu este în dreptul democrației când poporul te întreabă, ciucă. Păi, glumiți nu răspunzi. Glumiți sau. Păi eu așa am învățat la democrație. Eu așa am învățat păi în capitalism. E o democrație de modă veche. Nu există democrație de modă veche. Democrația păi, nu se demodează. Păi, dar mai știe ceva poporul român? Nu, nu mai știe nimic. În legătură eu vreau cu... să știu cât soldați americani de forțe speciale sunt astăzi în nordul. Uh, uh, o clipă, în nordul Moldovei pentru că hotărurile e pline de ei. O să vi se spună că ne apără de ruși. Da? Păi ne apără, dar vreau să știu cât sunt. Și cât plătim pentru ei? Păi vă luați de la un amănunt câți Nu, și cât plătim și cât plătim. Pe tot plătim. Cum? Păi nu-i plătim noi sau ce? Da, noi îi plătim. Și cât plătim? Și uite, mai am o veste proastă da. pentru noastră. nu vreau să vă stric seara definitiv. Uh... Stați o secundă. Da. Eu stau, că nu plec nicăieri. Păi nu, că am primit o știre de ultima da. oră, imediat, imediat ajungem acolo. Avioanele de luptă F-16 destinate Ucrainei vor ajunge în România. În decurs păi de două săptămâni, au... spune premierul olandez. Da, pentru că nu mai au unde să aterizeze Dar pe să noi ne-a întrebat cineva sau nu e pe poporul român nu-l întreabă. Păi, dar de să păi de ce să-l Păi de ce să-l întrebi? A, Păi ajungeți la întrebările mele da. deci, popor român... De aceea lumea ce... noastră s-a sfârșit Pentru că în momentul în care barbarii vor bate Cu ciocanele lor și cu iataganilor deci, ce se În se întâmplă? cetățile adică... mele Nu o să fie nimeni să le apere Că știți cum vor zbugi eu soldații americani din România? Ca din Afganistan Ca din ca... Afganistan sau ca din Irak Sau ca după nu mai știu pe unde Pe unde s-au dus După ce au stat 10-15 ani au plecat cu coada între picioare Drama este Eu vă dau o singură, o, 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 o singură idee noi n-am murit în decembrie 89 89 pentru acest tip de democrație, ci pentru aia reală, în care când majoritatea a spus nu, e nu. În care medicii îmi spun că nu există Ceea ce spune arafatul nostru cel de toate zilele. De ce să fie cel de toate zilele? Că e pâinea noastră cea de toate zilele. Nu cred că merită, o astfel Ba de Da, merită. Comparație. Vă spun păi eu. Pâinea noastră cea de toate zilele e pâine. Arafat nu. de o zi sau de două? Nu, zile? nu, nu, este cel de toate zilele. De ce? Pentru că ai unul să vă taie emisiunea. Nu, nu aveți recunoaște. aveți, pentru că știți că e palestinian și atunci. Al, uh, bun. Și Ia. nu toată lumea s-a schimbat? Adică În ce democrația. pe păi, democrația despre care vorbiți. Spuneți că nu mai e democrația nu. în care noi am crezut. Nu. Păi și mai e undeva democrația nu. în. Nu. Și care să am să vă crezut? spun de ce. Democrația fără stat nu există. Astăzi, la Paris, manifestațiile pro-palestiniene sunt interzise. Așa ceva nu există. Într-o democrație unde statul francez se simte pe picioarele sale, unde statul francez este Franța, așa ceva nu se întâmplă. Nu se putea întâmpla. În Germania, la fel. În Germania vine domnul Scholz, acest vânzător de aer condiționat, Eu mă aștept să bate la ușa mea să-mi vândă un aer condiționat sau o mașină de spălat. La primăvară, nu acum, așa, la vară. la primăvară, la vară, că tot așa. Dar n-au un freon, că zi, iar, fabricile exportul chinez a, a, de freon a, a fost interzis, adică și chinezii știu unde să o da? Într-un stat puternic, ai dreptul să țip pe stradă că statul nu se teme. Când interzici manifestațiile, înseamnă că statul se teme al dracului de rău. Și după aceea, bineînțeles că vin tot felul de analiști de ăștia, de trei lulele, învățați pe la Șorăș, învățați să la Jvab, ridicați de toate, de, de toate, școlile astea nerecunoscute. Universitatea Ecologică a făcut mai multă școală decât aia care au făcut la Șorăș, la Universitatea Centrală Europeană și la școala lui Jvab, de, lider, de tineri lideri politici și știm că Universitatea Ecologică a fost una dintre cele mai slabe universități existente pe această planetă, nu numai în România. Da? Deci atunci, și vin ăștia acum, cu școlile astea, adică cu lipsa de școală, și vin să ne spună că democrația înseamnă, înseamnă că tot minoritarul are dreptul să-și impună uh, poziția, că trebuie să scriem în cinci limbi străine, ca să nu și vai sensibilitatea celorlalți. Nu, fratele meu, democrația, în sine și cultura democratică, înseamnă să recunoști valori. Și îmi pare rău. Piramida valorică există. Nu există valori egale. Acest egalitarism care ne-a ne invadat ca un sifilis. Acest egalitarism în care eu trebuie să fiu egal cu unul de 25 de ani. Nu, băiete, mie zici dumneavoastră, nu mă iei cu neharman. La Pertu. La Pertu. Nu, băiete, nu fetițo la 20 de ani tu studentă te ridici când eu intru în sală. Deci această, acest egalitarism analfabet care ne-a invadat ca un sifilis și care nu ne iartă distruge societățile. Cum adică medicii din România, profesori universitari din România, academicienii, vin un tismăneanu și critică? Păi să vedeți cum, ce, ce, dă cu Ioan Aurel Pop de pământ domnul tismăneanu. Cum adică vin toți neghiobii lumii din toți aculturalii, m-am democrației, să deam valorile noastre? Pe asta nu e democrație. Asta e dictatură a gândirii unice. Păi, spuneați mai devreme că am intrat în Coana Europa, suntem Uniunea da. Europeană. Și în acel moment păi și lumea vom... mea a murit. Care sunt va... A, de ce? Și atunci? Pentru că este dictatura gândirii unice. Ce spune tovarășa de la Bruxelles? cu conetul rujuit, cu, cum am zis eu, mi-a plăcut formula, pentru că este, mm -hmm. e, e de fapt o formulă de, de imagologică, nu e a mea, apropo, dar am folosit-o într-un alt context. E, și nu știu să știe cu da. Dar ideea fundamentală vine cu conetul rujuit de democrație să ne spune că noi trebuie să gândim unic? Păi de ce stăm noi aici? Păi bun, și oamenii care ne privesc spun, domne, stă un pic. Harman da. neagă, practic, ideea de democrație așa cum e astăzi în lume. Da. Mai mult decât Ia atât. Ea nici nu este. Neagă. Păi, da, da, a fost destul de argumentată da. din da. partea domniei voastre. Ne a și ideea de Uniunea Europeană. Păi unde să ne ducem? Sau ce trebuie să facem? Asta parte? este drama. De aia spun că s-a terminat. Pentru că în momentul în care generația noastră ne va îngropa, generația urmașilor noștri ne va îngropa, nu știu unde să ne pună. Că noi nu le lăsăm o lume. Noi nu le lăsăm o Uniune Europeană care să se dezvolte. Noi le lăsăm o Uniune Europeană a mercantilismului de tip a, în Germania se dau 18 grade iarna în case. În Franța sunt doar 16 grade în școli. Asta va fi Uniunea Europeană. Asta va fi Europa. Dacă nu îi reușește în vizita de acum a lui Scholz uh, uh, să ia gazul din Nigeria, unde o să plătească nemțelei cât n-au plătit ei toată istoria lor pentru gaz, ei la iarnă nu au gaz. Nemții nu au gaz. Și trebuie să reducă producția. Cum să reducă neamțul producția? Vai, păi dă-n fascist pe loc, dă-n nazist loc, în Hitleristă. Așa au făcut după primul război mondial europenii, celebru Clemenceau, marele, marele creator al lui Hitler, că noi nu, ști, noi nu, vrem să recunoaștem, dar marele creator al hitlerismului nu este Hitler. Este umilința dorită de Clemenceau al Franței la adresa Germaniei. Asta a dus la hitlerism. Păi știm că nu putem să reducem producția Germaniei, pentru că neamțul, dacă nu-l pui ca în Charlie Chaplin să facă așa, tot timpul, Nemțălăul se duce în hitlerism. Dacă are mult timp de gândit, că el nu prea gândește. Păi dacă nu prea gândește, poți să-i dai or. Oric... Exact, și atunci să-l pui la muncă. Că adică să-l ai, să, să aibă activitate. Să aibă de la 9 la de la 9 dimineața Bun. un minut de la de la 7 dimineața nu la plec, 5 după că masă e. da. că De la nu, că mă vă așa. De la 7 dimineața la 5 după masă, după aceea să se cel. ducă la, uh, uh, la cum se cheamă, Aldi și așa să se cumpere mâncărica și la 9 seara să fie împătuți. ca și Germania și neamțu. Și să nu spune nimeni că numai așa au construit ei Germania, nu. Ei au construit pe gazul ieftin cumpărat de Merkel își băteau joc nemții de întreaga Europa, ne spuneau, vai ce ingineri buni suntem. Domnule, și noi credeam. Vai, dar noi am inventat cele mai bune sisteme. Ei cumpărau la preț de dam gazul care le-a permis să scadă prețul de producție al marilor lor industrii. Aveți ceva cu nemții? Nu, n-am. V-am mai spus că m-ați întrebat dacă am ceva cu bogații, nu? Cu săraci, dacă am... Nu, n-am cu, cu nimic. Săra, da, cu bogații aveți, asta Așa. e clar, dar e ok. Nu e. Dar ideea fundamentală este că pe, noi, că pe noi ne-au mințit. Și acum, când a venit războiul de, de agresiune rus împotriva Ucrainei, să fim foarte clari. Când n-a mai fost gazul, Germania a început să tușească. Dom'le, dar tușește bine. Eu întreb și eu un lucru. ce fac cu Acum vă ceți în Africa? Nu le mai dați lor din Nigeria? Nu le mai dați lecții de democrație? Nu le mai trimiteți cu coneturi rujuite să învețe libertatea de gen? Dar ce America a mai vrut să audă de Arabia Saudită? Ați uitat? Adică, ia stați o clipă, că avem o problemă pentru gazul cel, cel de toate zilele, Asta ca aici, pâinea, da, 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 Așa, ca pâinea pentru gazul, ca să ținem neamțul să nu dea în hitlerism, da, că el, neamțul când gândește, ori îl dă pe Beethoven, ori îl dă pe Hitler. N-are cale de mijloc. El nu, nu prea, are și toat, De la Frederic cel Mare din nefericire, de la Frederic cu zi care îi plăceau mai mult picioarele de femei păroase decât încercați încercat să păstrați un așa dialog e fraza lui Schiller, îmi cer scuze, în loc așa putem de să putem să dăm de fraze care nu se pot spune la televizor un... din din, mari... din un Creangă din sau de. Un... în loc de unduitele valuri ale balerinelor de la Berlin, da? da. Deci de la Frederic așa până la Hitler când nu i-ai dat de, muncă, de muncă lui Nemțălău... Un adevărat rechizitoriu la adresa, îmi pare pentru german să, dar să știți. Dar să știți toată lumea este așa. Du-te în Italia, dacă nu-l pui pe italian la muncă, tot să duce în Mussolini. Și la român cum e? La român să ce Nicolae Ceaușescu și l a pus la muncă. Ăla i-a pus la muncă. Păi da, da, Vocația a unei națiuni da, dar a fost un 50 de ani de... 50 de ani de comunism, totuși. Păi da, uitați-vă la dezastrul la dezastrul democrației interbelice așa zisei democrației interbelice la sărăcia endemică a României când Malaxa își construia palatele. Aușnit Marmoroș Blanc Atenție! Ăștia au fost simbolul corupției capitalismului și democrației interbelice Simbolul! Știți că la un moment dat eu am vorbit cu nepotul lui Maniu cu unul din nepoți, de unghi, de văr, nu mai știu și l a întrebat, de, de ce omul ăla n-a avut nimic? El n-a avut, în, în, în București stătea la un apartament care era închiriat de partid. Și păi, apoi cum să aibă nevoie? Ce toată lumea, atât de mare era corupția în acea perioadă, încât dacă el spunea, am nevoie de 10 sticle de vin, apărea 100 la ușa lui. Am nevoie de o mașină. Și acum Erau se întâmplă taxiuri. la fel stați. -vă. Erau cinci taxiuri. Și acum se întâmplă e, la nu, fel. nu se mai întâmplă că vine sunt duce al anticorupției decorate de toate națiunile lumii și Acolo a fost o execuție. Da? O execuție deci, la comandă. și am întrebat. Maniu chiar nu avea nevoie măcar de, de o garsonieră în București? Bun. Iată fundamentele. Bun, deci la... noi am crezut în această democrație uluitoare și okay. în această întoarcem... onestitate. Să ne întoarcem, la România, apropo da. de sfârșit. Da. Păi care ar mai fi șansa României? Mă gândesc și eu și spun și eu, din punctul Credința lui... absolută în destinul său. Care e destinul României? A, ah, destinul... Păi să spunem, o spune că, un om care... să spune că vom crede, da? Care da. e acela? Destinul României este scris între două marziduri. Între zidul eternității Ierusalimului și zidul cetății eterne Romei. Noi suntem între cele două. Din cele două. Da. Noi ne tragem seva constructoare. Pe înțelesul tuturor, da? da? Pe înțelesul Oamenii tuturor. care vor să cradă da. în destinul lor, ce le spunem? Cele ce spune? le spune Hartmann? Trebuie să-și ia în mână destinul personal, ah. să-și învețe copiii așa cum pe timpul sovieticilor de tip Tismaneanu, Tismeninski și alții, ca Brladeanu, le spuneam copiilor noștri să nu spună că avem Biblia în casă. Să nu spună la școală. Da? Trebuie să le spună copiilor lor că normalitatea naturii este cea care decide frumusețea umană și nu invers. Correct. Nu noi decidem normalitatea naturii. Natura ne impune normalitatea. Că există valori perene. Deci o lecție a normalității. O lecție a normalității. O lecție a credinței. credinței apropo... Nu neapărat în, Sigur, în divinitate este importantă, dar în primul rând trebuie să înceapă cu credința în valorile pe care clubul tău intim, familia ta, familia grupul, ta. ecosistemul din... tău intim, ți le dă. În identitatea? În identitate, că e religioasă, că e sexual. Cum s-ar face asta? Cum s-ar face? Rejectarea Fiecare completă o... a falsului care îl vedem astăzi reintroducerea autorității parentale care a dispărut, noi acum ne ducem la after school. fraților, nu e așa. Păi fraților, noi, 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 avem și noi, apropo, uh, un fel de after school, dacă ne amintim, semi era, dacă ne mai amintim, era forma asta de semi uh, Prietene, dar noi ne ceam acasă și acolo ne verifica cineva, ne dădea și de mâncare, nu generația cu cheia la gât? Și-au bătut joc de generația cu cheia la gât să le fie occidentalilor rușine și celor care au inventat această noțiune de marketing că noi am fost generația cu cheia la gât? Păi bă, fraților, noi am avut cheie și ușă. Voi n-ați avut-o și voi ați rămas fără. Asta trăiți în HML-uri, HLM-uri și, 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 în mizeriile care se cheamă orașele civilizate. Bun, odată normalizarea... Da. Normalizare. Și revalorificarea și rejectarea și tot... Da. O secundă doar, da, da, vă rog. Da, da. Și rejectarea acestor, să spunem, valori cu ghilimele, care încearcă în fiecare zi să ni se impună într-un fel sau altul, da. Afta ar fi ultima problemă. Da, bă, eu... Apropo de minorități, apropo de LGBT. Nu, nu, minoritățile naționale nu, nu, nu sunt nu, cele nu, LGBT, Minoritățile de gen și de gen, minoritățile LGBT. culturale, culturale, ce alea sunt mai, mai importante. Ce ar mai fi de înlăturat? Care sunt nu nu de înlăturat ci de De privit blocat. care sunt care? De ce ar mai fi? că nu poți să-i înlături, adică trebuie să-i lași să existe. Da, de blocat, de înlăturat din viețile noastre, da, în sensul așa, ăsta, după că nu, nu vrem să... De respect. Însă poate că la 15 ani tot felul de neic ca nimeni să facă revoluții. Facultățile nu sunt ale studenților, sunt ale profesorilor, facultățile sunt ale poporului care ți le-a făcut. Eu am spus-o și, am spus, -o și copiilor mei și cu toate că s-au supărat, au înțeles mult mai târziu. A face facultatea nu este un drept, este un privilegiu. Cum a face clasa 11 -a și a 12 -a. Care este obligatoriu în România? 10 clasă sau câte? 8 clase, mi se pare, sau s-au ridicat la 10, nu mai țin minte. 10 sau 12, nu mai Deci, a face peste nu este drept. Și știți de ce? Pentru că nimeni nu înțelege. Toată lumea spune, e dreptul meu să fac facultatea. Nu, băiatule, că facultatea este plătită de noi, din taxele noastre. Tu ce plătești acolo, trebuie Acolo lei... unde nu e o facultate privată, e adevărat. Nu, nu vorbim de facultate, de stat. De stat, e adevărat. După aceea, statul trebuie să-și reaserteze, statul național român să-și autoritatea asupra educației. Păi noi avem facultăți de medicină private, noi avem o facultate de medicină privată, ce aia? Opa, Nu, Statul român are facultăți de medicină de stat, de foarte bună calitate. Deci cele mai importante lucruri țin de educație. De educație? Țin de identitate, da. țin de uh, chestiuni legate de familie, și părinți de și așa mai departe. Și de autoritate. Țin de credință, da? Da? autoritatea da. de la familie da. până exact. la instituțiile statului, statul. da? Unde statul Un... trebuie să și Asta, pe... astea... Da. astea sunt lucruri, Asta, da. iertați-mă, Asta pe care statul putem să le facem noi fără stat.